Au furat apă și acum plătesc. Mai mulți afaceriști din Petroșani au fost prinși că nu plăteau apa pe care o consumau, iar acum au plătit și retroactiv. Conform legii, fiecare a plătit ce a consumat și chiar retroactiv cu câteva luni. Situația degenerase grav în Valea Jiului și Costel Avram, directorul SC Apa Serv, a reușit să strângă sume importante de la proprietari de hoteluri, bazine de apă sau spălătorii auto, care dădeau consumuri lunare de doar câțiva metri cubi. La unele firme care am avut probleme cu ele la început, cum stăm cu consumurile, și consumurile au crescut, în sensul, au venit așa într-un mod normal. Dacă vine acum în minte, vreau să vă spun că, de exemplu, Hotel Petroșani a plătit undeva 120 de milioane de lei vechi restanța de urmă. Și cei de la Cheops au plătit ceea ce au consumat. Un singur lucru vă asigur că toți cei care au fost dați în presă și toți cei care au consumat, au plătit. Mi-a plăcut de un domn care avea o spălătorie, a venit la noi aici, la Apa Serv, și a recunoscut că dacă până acum a mers, acum nu mai merge și își plătește așa cum trebuie. Fiecare dintre cei care a fost prins furând, fie că au fost oameni de afaceri, ori justițiar, toți au plătit consumul lunar și chiar pe 3 luni în urmă, din momentul în care au fost prinși că furau apă. Și populația a fost supusă unui tir de măsuri drastice din partea SC Apa Serv, iar datornici au plătit sau au rămas fără apă.